Bun găsit, doamnelor și domnilor, ora 18, vorba lui Tașcă, ca în fiecare vineri ne întâlnim aici pentru a dezbate subiectele cele mai importante ale săptămânii, în ceea ce am numit noi retrospectiva săptămânii, 5 zile, 5 subiecte. Ca de obicei, invitatul meu din fiecare vineri seara, sociologul Valentin Fulger, bună seara! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara tuturor celor care ne urmăresc! Începem, domnule profesor, direct cu scandalul săptămânii. Recunosc că a fost o săptămână care ar fi trebuit să ne bucure într-un fel, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, evident, dar noi suntem un popor care știm să facem haz de necaz, astfel că pe rețelele de socializare au circulat foarte multe, nu știu cum să le spun, colaje, care aveau, evident, în prim plan pe doamna Viorica Dăncilă, fost premier al României și de la 1 iunie, consultant al Direcției de Strategie, Sustenabilitate și Energie Verde a Băncii Naționale. Cum vi se pare, domnule profesor, această surpriză, aș putea să zic, deși judecând după ce s-a mai întâmplat, nu ar fi fost chiar așa o surpriză, pentru că și doamna Dăncilă trebuia să lucreze undeva, nu? Și nu putea decât la stat. Exact asta am vrut să vă spun. Din momentul în care m-au zis că este numită pe acest post de consilier, consultant, etc., în mod categoric, mi-am dat seama de câteva lucruri, multe dintre ele fiind reconfirmări ale lucrurilor pe care le-am priceput cum stau de ani de zile. De fapt, această poziție este inferioară cu mult poziției de fost prim-ministru al României, de președinte de partid, al celui mai mare partid al României, de candidat la prezidențiale din partea celui mai puternic și mai mare partid din România, de europarlamentar timp de 9 ani, astfel încât, dintr-un anumit punct de vedere, stau și mă întreb cu privire la seriozitatea sau ipocrizia de care dă dovadă această societate care se inflamează în momentul în care această doamnă, de care știți că eu am spus, îmi pare rău că am scris atunci urât și mi-am cerut și scuze, a fost numită de către Mugur Isărescu. Sigur, istoria acestei numiri nu este una nouă, este una veche, pentru că Mugur Isărescu era cumva pe fărașul lui Dragnea Vâlcov în momentul în care s-a pus problema reîntoarcerii aurului românesc din Banca Națională a Angliei, iar Viorica Dăncilă se pare că s-ar fi opus din toate... Da, ar fi pus Batista pe țambal și s-ar fi opus acestei, exact. Și se vorbește despre o datorie pe care Mugur Isărescu ar fi avut-o la doamna Dăncilă pentru acel gest. Păi, asta este. Și, asta da, este. Și faptul că l-a pus din nou, pentru că el a fost reconfirmat în 2019. Pentru un nou mandat și pentru ultim. Un nou mandat, da. Să sperăm. Da, nu aș fi sigur. Sincer nici eu, pentru că trăim în țara tuturor. Da, numai o secundă, acum când vorbeați, mă gândeam că vedeți că oamenii ăștia poate și dintr-o simpatie domnului Isărescu a luat-o pe doamna Dăncilă. Pentru că și domnul Isărescu a fost premier și domnul Isărescu a candidat la președinție și atunci cumva lucrurile se leagă, nu? Nu știu în ce măsură securiștii au simpatii, dar dacă este vorba și... Ei, știți că erau și unii buni. Da. Așa se spune, cum se... Nu e celebra... Poveste cu securistul rău și securistul bun? Bun, acum sărim peste această glumă. Aș vrea să vă spun că, într-un anumit fel, doamna Dăncilă nu putea să meargă la piață să vândă legume sau zarzavaturi, nu știu. Dar sigur că se putea retrage. Acum nu știu cu exactitate care este vârsta dânsei, dar sunt ferm convins că ar fi avut 50 și ceva. Ar fi avut suficient de multe resurse agonisite de-a lungul timpului, astfel încât să poată să-și ducă pe mai departe o existență fără niciun fel de probleme de natură financiară, materială, etc. Eu cred că ar fi putut, mergând pe schema lui Teodorovici, Eugen Teodorovici, nu? Care a fost numit la ANAF sau unde a fost numit, după asta a renunțat și a spus, uite, eu mă descurc și în mediul privat și... Da, pe asta mă gândeam acum, că de ce nu se caută să-l dea în privat? Pentru că, clar, doamna Dăncilă vine cu un bagaj de contacte, asta de este legături. Sistem. Se dovedește încă o dată cât se poate de clar că odată pătruns în sistem, sistemul nu te uită și nu te iartă. În acest caz, te ajută. Am spus nu te uită și nu te iartă. Că s-ar putea să nu te uite și nici să nu te ierte. Deci eu la ce mă refer? În acest caz nu au uitat-o și au ajutat-o. Pentru că vă dați seama că în jurul lui Mugur Isărescu, în cazul în care ar fi fost, să-i spunem,
vorba lui Vanghelie sau să nu spun ejectat, să spuneți că oricum, da. Revenirea. Ar fi plecat cel puțin încă o duzină de indivizi care în mod categoric fac încă, să spun, jocuri în sistemul financiar și numai politic, economic din România. Deci doamna Dăncilă i-a salvat pe mulți, iar acei mulți s-au gândit să-i dea o mână de ajutor. Ăsta este sistemul. Înțeleg, dar cum mi se pare miștoul care s-a făcut, care s-a bătut? Noastră n-aveți Facebook, dar probabil că ați văzut pe aici pe acolo mici colaje din acestea care au circulat. Domnul Otașcă, pentru mine este un mare semn de întrebare cu privire la ipocrizia acestei societăți. Este sau nu este societatea ipocrită? Asta pentru mine chiar nu este o noutate. Oare cei care fac acum mișto nu știau de când era europarlamentară ceea ce se întâmpla? Nu știau oare că... Eu cred că n-a fost votată de cei care fac mișto. Nu. Dânsa, în mod categoric, odată ce a devenit europarlamentar, a dobândit oarecare vizibilitate, nu? Și știți că n-aveți dreptate aici, pentru că în momentul în care a fost numită premier, toată lumea a rămas siderată, pentru că nimeni nu auzise doamna Dăncilă până atunci. Domnule Tașcă, în momentul în care mergi la Parlamentul European, acolo sunt acreditați o serie întreagă de ziarii români. Așa. În urmă cu ani de zile de a fi doamna numită prim-ministru, a dat un interviu în care a solicitat includerea Pakistanului pe lista țărilor care trebuie să fie primite în Uniunea Europeană. Da. Din lungul și de gafe. Însă considerând că Pakistanul e țară europeană. Da, cred că am scris și eu la un moment dat. Păi, din acel moment nu mai puteai să o pierzi. Nu mai puteai să, dacă erai o presă serioasă, dacă erai o societate serioasă, trebuia să fii cu microscopul pe ea, nu cu luneta. La fel s-a întâmplat cu Elena Udrea, care a spus că Suedia este, sau Norvegia, este republică. Este republică, da. Da, când toată lumea știe că, în mod categoric, țările nordice sunt... Știți că aici cu toată lumea, eu mă separ un puțin, pentru că nu cred că toată lumea știe. Eu mă refer la toată lumea care poate să conteze în această ecuație, în a evalua calitățile și non-calitățile celor care bat la ușa politicii și la după cum bine politică. Știți și noi am mai discutat despre asta, România încă e vot universal. Votează și Valentin Fulger, doctor în sociologie, votează și Nea Caisă, care poate nu știe să citească. Dacă îți aduce aminte, eu am scris în urmă cu vreo 2-3 ani de zile un articol în care am susținut suscitare votul cenzitar și am spus, dacă nu ai minim 10 clase, 12 clase sau bacalaureat, nu votezi. Dacă nu ai plătite taxele și impozitele, nu votezi. Stabilit. Dacă ai condamnare penală pentru fapte cu violență, nu votezi. Ceea ce făcea o cernere și o discernere între diferitele categorii de votanți, fără niciun fel de discriminare negativă. Am făcut o discriminare pozitivă. Dar dacă se presupune că trebuie să voteze toată lumea, atunci votează toată lumea. E unul dintre marile câștiguri ale secolului. Uite, eu nu cred în chestia asta. Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Churchill, a spus așa: democrația este un sistem foarte prost, dar altul mai bun decât el nu există. Dar democrația în sine este un sistem prost în care cantitatea bate calitatea, pentru că dacă ai din 10 inși 3 geniali și 7 idioți și se pune la vot, ăia 3 geniali sau unul singur vor fi marginali. Corect. Da. Așa e. Însă, vis-a-vis de ce spuneați de Parlamentul European, să știți că acolo, eu am mai studiat și am și fost pe la Parlamentul European, eu bătaie să te faci vizibil. Doamna Dăncilă, dumneavoastră spuneți, o fi luat oamenii în colimator ca gafioră. Da, la asta m-am referit. Nu e că nu, acolo se discută lucruri serioase, oamenii n-au timp de oameni de calitate slabă. Și să știți că sunt câțiva europarlamentari care fac figuri foarte bune acolo. De exemplu, îmi vine acum în minte domnul Mureșan, care a fost raportor pe bugetul Uniunii Europene. Facem un pariu. Ăsta, dacă se întoarce de acolo și intră în politică în țară, nu va mai face nicio brânză. Acest sigur. O să-i găsească un loc. Pariem pe ce vrei. Da, eu sunt de acord, dar vreau să vă spun că face o figură în sensul asta. Cine n-a făcut nicio figură? Această țară are capacitatea de a devora tot ce nu trebuie să fie devorat. În sensul că, dacă îl vezi pe unul că ridică capul așa și răsare ca și iarba din asfalt, știi că iarba are 7 tone putere ca să spargă asfalt, l-am retezat imediat. Pentru că cine te crezi? Deci acest domn pe care îl apreciezi, dacă se întoarce în politica românească, nu va face absolut. Eu nu pot să spun că îl apreciez, îmi place că e vizibil, îmi place că se implică. M-am și întâlnit cu dânsul. Mă rog, el are un discurs care mie nu-mi place, în sensul că turul e așa ca o mașină. De cosit iar, da, permanent, așa, dacă se întâlnește cu noastră, vă spune aceeași chestie, dacă se întâlnește cu mine, spune aceeași chestie, dacă se întâlnește cu colega noastră din regie, aceeași chestie. Uite, un argument în plus
să zic că s-ar putea să nu facă niciun fel de brânză în țară, pentru că probabil nu are calități. Dacă are un limbaj de lemn, de-i curge talaș pe la colțul omul nu vorbește prostii, da? Vorbește ciudat, n-are tehnică discursivă. Una dintre calitățile principale a celui care vrea să facă politică e aceea că trebuie să fie limbut. În sensul pozitiv. Da, sigur. Dar uite că avem cazuri și probabil că astăzi o să și vorbim despre prietenul nostru Vanghelie, că el era un limbut în adevăratul sens al cuvântului și negativ. Și nu l-a ajutat nici pe gradul educațional. Și a făcut politică la nivel mare în această... Chiar țară. Foarte mare. Ceea ce ne arată că există diferite categorii de votanți și iar ne întoarcem la votul cenzitar, care trebuie stopați. Eu o să fac rămășacul dumneavoastră, fac două rămășacuri aici la punctul ăsta. Unul, că nu o să fie niciodată în timpul vieții noastre așa ceva. Și doi, săptămâna viitoare vreau să facem un punct distinct despre Congresul PNL, ca să întoarcem pe toate părțile, pentru că deja se așează taberele și devine interesant. Turnurile sunt în avamposturi. Vă spun de acum că nu vă câștigă acuția. Doamnelor și domnilor, luați act de declarația domnului profesor, eu cred că va câștiga, dar vom discuta mai multe săptămâna viitoare. La tine spune cuvântul în forță tinerețe. Da, exact. Eu țin cu domnul Câță, deși nu mi-e foarte simpatic, dar mi se pare că domnul Orban e cam tot. E citit ultima declarație, una dintre declarații. Am și scris nu citesc chiar ca din Biblie așa. Am și scris am citit cu vama veche. Penibilizarea autorității de stat. Deci omul acesta, când i-am citit declarația, mi-a făcut impresia unui individ care se plasează fie între mișto și infantilism. Mișto la adresa oamenilor serioși și infantilism în sensul că poate așa este dânsul. A dat o declarație fără cap și fără coadă, dar am reușit să extrag de acolo ideea principală, și anume că a făcut această ridicare a restricțiilor pe timp de noapte dintr-un motiv egoist, că vrea el să stea toată noaptea la vama veche și să petreacă, că l-au invitat unii, niște adolescenți. Ceea ce m-a făcut să cred că există o diferență între cele două vârste care ne caracterizează pe fiecare. Vârsta intelectuală și vârsta cronologică, biologică. Fizică, da? Iar eu am pus pariu că una dintre cele două vârste la dânsul bate. Și care credeți? Cea intelectuală. Nu. Nu mă referea că se simte mai tânăr, domnul Cățu, probabil, decât e. Nu știu câți ani are. Cât care? 40, nu? Nu m-am interesat niciodată. Dar și domnule, vreau să-l mai cert o dată pe invitatul meu, pentru că nici săptămâna aceasta n-a scris niciun articol la Jurnalul Vezi Iulii, așa că vă rog să vă alăturați demersului meu și să punem presiune pe domnul profesor să pună mâna pe tastatură și să scrie. Uitam să-mi asum... A doua săptămână vă cert, adică cât să vă mai cert? Nu mai suport să fiu certat și mai suport să te vă supărat. Uite, promit că... Astă seara am să scriu. Astă seara? Deci, vedeți că o critică la momentul ei e binevenită. Doamne și domnilor, tot săptămâna aceasta s-a produs o schismă, dacă putem să zicem așa, și nu între biserici, cum s-a mai întâmplat în 1054, ci în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Domnul Teodosie, cum mi se mai spune, în alt preasfinția sa după canoanele bisericești, a fost muștruluit, dacă pot să zic așa, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe prin încuvințarea Patriarhului Daniel. Adică s-a transmis exact ce trebuia să transmită și din partea cui vine această muștruleală publică, domnul Teodosie fiind recunoscut pentru excesele sale, aș spune de toate felurile, ultimul și mai cunoscut pentru doamnele care se uită la noi la emisiune, au fost legate de femei și nu au fost tocmai măgulitoare, de aceea mulți s-au exprimat că poate ar trebui să fie cercetat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar sigur rămâne să vedem ce va face și acest Consiliu, că știm că în România orice minune ține maxim 3 zile. Cum ați văzut, domnule profesor, această ieșire fără precedent, aș putea să zic, a bisericii împotriva domnului Teodosie, care și eu m-am gândit de multe ori cât va fi lăsat să facă nebunile pe care le face. Că îi spui domnul Teodosie, eu am auzit alții care îi spun și Pagoven. Și mai are un nume, apropo, că tot vă plac de astea numele de cod, domnul Mache. Păi Mache este codul pe care l-au dat prietenii noștri din... Da, interesant, vedeți că majoritatea celor de care discutăm la emisiune au și câte un nume de ăsta de cod.
Suntem totuși în Republica Securității, așa cum bine am spus. Și se pare că nu ne-a prins rău de loc. Mi-ai trimis astăzi un link, dar despre o știre de pe care noi am mai dezbătut. Da, 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 cu copiii eraculați de securitate. Copiii eraculați de securitate. Care la rândul lor au fost torționari. Sunt mii de copii racolați de securitate, nu doar din liceu, atenție, ci și din gimnaziu. Adică puteai să iei un copil din clasa 5, 6, 7, 8 și să-l transformi într-un prieten al poporului, evident, dar într-un dușman al familiei lui, pentru că... Da, da, spune ce vorbesc părinții seara la Europa Liberă. Ce vorbesc părinții, ce ascultă, ce zic, care este părerea despre sistem. Sau colegii de clasă. Sau și de... cu cât făceai delațiuni mai groase, ca să spun așa, cu atât erai mai bine văzut. Este evident că acești copii nu au fost pierduți din mână de securitate, pentru că... Nici nu m-am gândit, eu cred că ar fi interesant dacă am primit niște nume, așa, că s-ar putea să unii să fie niște posturi foarte mari. S-ar putea să avem niște surprize și să ne dăm seama că numai astfel putem să ne explicăm cariere inexplicabile, pentru că sunt, deci eu pariez și doar asta știți bănuiala și teoria noastră. Despre cineva anume, știți? Știu. Știți bine. Da. Care se va dovedi că este adevărat. Nu poți să ai sute de plângeri, zeci de milioane dispărute, un lei, un euro, nu știu ce. Să nu se întâmple nimic. Să nu ți se întâmple nimica și să câștigi în continuu pe bandă rulantă fonduri europene. Asta numai implicarea securității, vechii securități și actualului serie. Adică este o firmă sub acoperire. Nu vă pot contrazice, deși mi-ar plăcea. S-ar place, dar nu se poate. Revenind la... este o chestie fără precedent, într-adevăr, pentru că biserica este cea mai veche instituție. Religia în sine este un fenomen social care ne însoțește de la apariția noastră. Da, de la botez. Divinți conștienți și până când societatea aceasta, așa cum o știm noi, va dispare. Asta este credința mea, deși eu sunt un om care, v-am spus, sunt prea puțin religios, dar asta nu are nicio legătură. Este fără precedent pentru că în virtutea acestei idei de cea mai veche instituție, care este foarte bine încapsulată, este ca o castană, ca o nucă, nu o poți sparge aproape, au ieșit la suprafață niște lucruri care atunci când le-am citit, sunt vreo 5 sau 6 pagini în scrisoarea, 5 pagini, domnule, ne-am marcat câteva lucruri care m-au, cum să spun eu, impresionat atât de mult pentru că au fost devoalate, astfel încât l-am privit pe Patriarhul Daniel cu alți ochi. Și mi-am dat seama... Cred că domnul, mă rog, Patriarh, nu pot să mai zic domnul, Patriarhul Daniel cred că și-a schimbat PR-ul. Că se sizez că face lucruri deosebite. În fapt, de la ce a plecat acest scandal? Teodosie... A vrut să fie mitropolit. A vrut să fie mitropolit. Ăștia el cu toată pleiada, cu toată arhiepiscopia. I-au explicat, arhiepiscopia nu poate să fie ridicată la rang de mitropolie dacă n-are o vechime continuă de cel puțin 300 de ani. Lucru care nu se întâmplă. Și nu este vorba despre arhiepiscopia Tomisului, ci este și de cea a Constanței. Adică sunt două lucruri care sunt... Da, dacă el este la Tomis și Constanța. Dar auziți ce spune. Patriarhia Română, într-o scrisoare oficială, arhiepiscopia Tomisului înregistrează mai multe probleme, deci este fără precedent, probleme de natură administrativă, economică, de disciplină canonică și educațională. Ce spune chestia asta? Toate aceste lucruri au fost însoțite de o atitudine provocatoare, de lipsă de tact pastoral și de comunicare deficitară cu autoritatea bisericească superioară, fapt care exprimă un duh de indisciplină și de răsvrătire care au adus prejudicii imaginii bisericii ortodoxe române. Dar fiți atenți, continuă, devoalările sunt, cum să vă spun, inimaginabile. Colosale. S-a evidențiat că cele mai mari probleme din punct de vedere al calității tezelor doctorale și al onestității științifice se regăsește la școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius Constanța. Și enumeră patriarhia, teze plagiate, teze conduse de profesori care nu au legătură cu disciplina pe care o predau și pentru care nu au experiență academică, deficiențe de redactare a textului, incompleta și viciată folosirea bibliografiei, reluarea unor teme care deja au fost cercetate. Dom'le, asta cu doctoratele mi-a atras și mi-a atenția. Este ceva. Este un subiect care... Este ceva depus în ramă. Știți de ce? Pentru că asta mi-arată că Biserica Ortodoxă poate să fie privită și cu alt soc și că poate să ia atitudine și față de alții care sunt implicați în fel de fel de scandaluri homosexuale și sexuale. Pentru că, pe de o parte, sunt scandalurile sexuale între preoți și enoriași, dar sunt între preoți și... Preoții chiar minori? Seminariști. Da? Seminariști. Adică sunt lucruri care
cum să vă spun, trebuie să fie rezolvate repede și este mai bine dacă sunt rezolvate prin devoalarea lor în spațiul public și eliminarea acestor mere stricate, pentru că altfel, și vă aduceți aminte că eu am mai scris despre Biserica Ortodoxă și am spus să nu se mire dacă va pierde în fața cultelor neoprotestante, că foarte mulți oameni și au spus o parte aici, au remarcat că se întâmplă aceste lucruri. Și atunci ce au făcut? Văzând că nu se iau măsuri, s-au retras. Dar să continuăm. Spune așa, ca să închei. Prin urmare, ținând seama de aspectele prezentate mai sus, aprobarea solicitării reactivării Mitropoliei Tomisului nu este conformă cu statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și afectează negativ unitatea acestei atenție. Este vorba despre Biserica Ortodoxă Română care pune pentru prima dată ideea de unitate. Aici noi avem, este vorba despre o patriarhie care este autocefală. Adică nu este o patriarhie care depinde de cea de la Moscova sau cea de la este de sine stătătoare. În concluzie, se recomandă ca, în activitatea și solicitările Arhiepiscopiei Tomisului, zmerenia și unitatea să primeze în raport cu dorința de întâietate și onoruri, deoarece în slujirea Bisericii Ortodoxe nu există drepturi fără obligații și nici autonomie eparhială fără comunitate sinodală. Doamne, acest lucru, eu sunt ortodox, tu? Și eu. Și tu. Ce să facem? Nu ne-a întrebat nimeni, dar așa s-a pomenit. Într-un astfel de moment, am simțit că este în regulă. Da. Și că se spală niște păcate vechi care... Dar aș vrea să nu fie o excepție. Adevărul că în urmă cu vreo 2-3 emisiuni, când m-ai întrebat și mi-ai adus aminte de acest domn Teodosie, Teodosie. Eu am spus că nu vreau să discut despre... religie. Nu, despre exotici și excentrici. Mi-amintesc acum. Da. Exact așa l-am definit. Da, nu, este... Dacă n-ar fi prelat, domnul Teodosie ar fi un showman veritabil. Și am mai aflat un lucru, un showman ai spus, da? Am aflat un lucru. Acest Teodosie a dat de 7 ori la IATC, la Institutul de Artă, Teatrală și Cinematografică și a picat. Și aceste, tot s-a băgut pom. Aceste căzături, în mod categoric că l-au zdrunginat, dar undeva în interiorul lui, da, există această aplecare, inclinație către teatru, către, cum să spun eu, a face spectacol. Da, nu, eu asta spun, e un showman veritabil, domnul Teodosie. Mai urcările alea pe cisternă, l-ai văzut. Predicile astea în care lasă deoparte limbajul clerical și se dă foarte tare pe limbajul pur lumesc. Și astăzi a răspuns patriarhiei și a spus că el a făcut tot ce a făcut pentru credincioși. Da, a spus că numai Dumnezeu îl poate sancționa. Ceea ce înseamnă că între dânsul și între Dumnezeu nu există nimeni. Nu, e calea deschisă, da. Probabil că domnul Teodosie se consideră superior, dar acum nu știu. Până la urmă, nu știu, aici patriarhia e dură cu domnul Teodosie, dar să crezi că, până la urmă, nu știu. Crezi dacă... că numai Dumnezeu te poate sancționa, da, adică să nu mai pui nimic între tine și între Dumnezeu. Nu, dar mă gândeam dacă ar putea să-l excludă din rândurile bisericii, dacă. Eu nu cred că el se va liniști, adică nu e greu să cred. Adică. Eu cred că acum dânsul este într-o stare de sureșcitare care este vecină cu... Vedeți, vede treaba, că eu zic că se e un fel de vătaf acolo la Constanța. Uite, mai este o problemă. Acest prelat a fost implicat în niște scandaluri cu caracter financiar, cu dispariții de milioane de euro pe fonduri, cu fonduri europene, europene, declarând că a plantat nu știu câte zeci de hectare de vie și vie aia nu există. Și are și datorie la editura bisericii. Dar faptul că patriarhia îl critică, iar DNA-ul și judecătoria, tribunalul l-au scăpat, mie mi-arată ceva. Mi-arată ceva indirect. Corupția din sistemul juridic românesc. Cred că le e frică procurorilor de... Știți că există un termen, mi-amintesc acum, se numește afurisenie. Da, cred că le e frică, domnule procurori, să nu-i afurisească domnul Teodosie. Și atunci o dau cotită cu domnul Teodosie. Dumneavoastră, credeți în Dumnezeu? Cred. Doamne, fie net. Una e religia, alta este credința. Presupunem că există Dumnezeu. Fiind o ființă, o entitate superioară, ai impresia că dacă vine nu știu cine și spune, Doamne Dumnezeule, pedepsește-l pe ăla, sau să te blesteamă, te nu știu ce, ai impresia că... Păi nu, dar poate doamnul procuror sunt mai credincioși. Deci trebuie să fii tare nebun. Mai habotnici. Trebuie să fii nebun rău. Să ai impresia că o ființă presupus atât de luminată, înălțată, creatoarea Universului, ascultă nu știu ce individ. Da, să știți că acum nici eu, nici noi, nu știu ce procuror. Noi nu știm cum gândește un procuror.
Eu zic că s-ar putea aici să fie explicația. Da, și asta este posibil, dar ți-am spus, religia pentru mine este un subiect cât se poate de delicat, nu l-am abordat de multe ori și tu știi, da. Inclusiv la cursuri am explicat studenților că deci există sociologia religiei. Sigur că da, și eu am o sociologie generală, acolo fac un curs intitulat Religia, care se întinde pe vreo 20 de pagini, dar trebuie să abordezi tema cu cât de multă delicatețe poți, pentru că... E ușor să se simtă cineva lezat. Sigur că da. Cea mai mare formă de respect pe care o poți acorda cuiva este să-i respecti religia, indiferent care este ea. Dar ce îmi repugnă mie, acum dacă tot am intrat în acest subiect, este religia care se consideră unică și absolută, eliminându-le pe toate celelalte. Eu nu cred în așa ceva. Eu sunt, dacă ar fi cineva să mă întrebe cum mă caracterizez, aș spune că dau dovadă de sincretism religios. Adică este vorba despre o culegere de idei din mai multe credințe, care se îmbină într-un mod, dar nu eclectic, ci într-un mod original. Eu am mai dat exemplele acestea. Nu cred că rog, să fim absolut. Nu. Hai să trecem. E mai bine. Bun, trecem de la domnul Mache la domnul Vanghelie din nou. Pentru că ce să vedem, și săptămâna aceasta domnul Vanghelie face capul de afiș, cum se spune în limbaj jurnalistic, și se publică motivarea sentinței celebre deja, prin care a fost condamnat la 11 ani și 8 luni. Și m-a uimit și pe mine, sinceritatea, așa cum i-a uimit și pe domnul procuror. Și am zis, domnule, care e problema? Că, pe procurori, pe judecători, complet. Pe judecători, în ce scuze, da. Care e problema dacă lucrurile s-au făcut? Ce aveți? Adică, de ce nu vă convine? Dacă nu se făceau lucrurile, înțelegeam că aveți o problemă, dar dacă s-au făcut, ce aveți cu mine? Știi cum e asta? Mi s-a părut foarte interesant. Lasă-mă să citez din motivare. Da, vă rog. Ca să priceapă toată lumea. Poate că există oameni care nu au citit-o, n-au avut timpul necesar sau interes. Citez. Atitudinea inculpatului șochează prin simplitate. Acum să fie vorba între noi. Deci n-avea ce să șocheze complet cu altceva. Da. Acesta considerând că este judecat și condamnat pe nedrept cât timp lucrările din contracte au fost realizate. Păi asta spun. Inculpatul ignoră împrejurarea că plata valorii acestor lucrări și pe care de consecință și a părții însușite de acesta s-a realizat din bani publici, din contribuțiile cetățenilor care aveau dreptul la corecta utilizare a bugetului comunității. Deci știi ce se întâmplă? Mergem amândoi la restaurant și ăla ne întreabă, ne aduce meniu, ce vreți? Și îi spunem sarmale, uite, mi-a trecut așa mică. Când ne duce la sarmale, noi avem acolo ce? Niște orez cu un pic de carne, nu niște carne cu niște orez, da. Și când îi spui, băi, noi am comandat sarmale și nu e orez. Ăla o să spună, care e problema? Eu v-am adus sarmale. Da. De ce nu sunteți mulțumit? Exact asta este. Ce a făcut... Nu, dar eu cred că omul, cum să zic, față de el, așa e și sincer în ce spune. Adică, doamne, de ce aveți? Dacă s-au făcut lucrările, totul e domnul bine. Domnul Tașcă, dacă aș citi motivarea, vine aici un pasaj care cred că este cel mai important pasaj pe care l-am văzut eu din motivări, că am mai citit câteva, care s-au publicat în ultimii ani în România. Ia să vedem. Fiți atent aici. Deci este exact ca la Patriarhie, că asta este săptămâna devoalărilor, ca să spună, revelație. Instanța nu pierde din vedere că inculpatul era la momentul săvârșirii infracțiunilor, atenție, în plină ascensiune politică, și că prin săvârșirea unora dintre actele materiale pentru care va fi condamnat prin prezenta hotărâre, a urmărit ce? Consolidarea poziției sale în cadrul partidului din care face parte, ascensiunea sa în cadrul acestei formațiuni, precum și obținerea încrederii conducătorilor. Da, am citit. Cine am era citit președinte de partid atunci? Mircea Joana. Mircea Joana, atenție. În data de 8 noiembrie 2018, astăzi suntem în data de 21 mai. Mai. 2021. Deci sunt 3 ani. Am scris un articol numit Fente americane. Da, da, și amintesc. Da, și da, acum cu îngăduința ta, am să citez un pasaj din el. Vă rog, suntem în timp. Sună în felul următor. Eu l-am scris. Da, da. Despre ăla. Se dădea jos din mașină sau din elicopter și indiferent cu cine vorbea, spunea la fel. Am auzit de tine. Bravo. Ține-o tot așa. Îi bătea pe umăr, le strângea mâinile, fără să știe cine sunt. Fără să aibă habar ce vor, îi fenta în stil american și le vorbea pe nume, în strânsă escrocherie cu cei care puneau la cală primirea. Este fapt real... Asta nu te respectă, vreau să fac precizarea că este vorba de Mircea Joana, în descrierea domnului profesor, pentru că de la el se referea domnul profesor când a scris acest articol. Sigur că eu nu m-am întâlnit cu domnul Joana niciodată, așa că nu pot să confirm. Te spun eu că știu din sursă sigură.
Păi așa fac, v-am spus și mai devreme când am vorbit de zic primul rând, învață niște... A venit cineva la mine acasă, era foarte încântat. Băi, tu știi că mă știe pe nume. Ce? Mă știe cine, mă? Mircea Joan. Bă, l-am așteptat cu mașina cu el de la elicopter, am auzit de tine, bravo, cine. I-a și spus pe nume. Ăsta a rămas cât se poate de plăcut impresionat și am spus, nu-ți mai fă niciun fel de visez, tu e scrocherie foarte bine pusă la... Exact, la... învățată de la americani, ce zic. Învățată de la americani. Dar interesant de unde știa numele dacă nu s-a prezentat omul sau s-a prezentat. Păi nu ți-am spus aici că era, le vorbea pe nume în strânsă, e scrocherie cu cei care puneau la cale primire. A, înțeles, bă, cine mă așteaptă cu mașina? Da, să-i spun Valentin Fulger. Băi, Valentine, ce te-am auzit de tine, mă, tu ești... Da, 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 și îți dai seama, eu... Te simțeai, da, da, o săptămână nu mai ieșeam din trans, adică rămâneam cât se poate. Bun, dar fii atent. Mergem mai departe pe firul ăsta. Ia uzi ce spune încă o dată motivarea. Se reține abilitatea inculpat, fii atent la ce l-a dus mintea pe acest băiețaj. Care spun băi, băiețaj chiar de cartier, el a fost de chiar de cartier. Ce spun cinstit, ăsta este de o... Ai să vezi ce perfidie. Eu sper să nu fie vinovat, că eu nu vreau să bag pe nimeni în pușcă. Nu, da. Dar fii atent ce spune. Da, să nu stabilim noi. Pune instanța. Se reține abilitatea inculpatului, inclusiv în fidelizarea mituitorului, prin dispunerea încheierii unor contracte de publicitate, aparent în beneficiul acestui, adică al mituitorului, da, dar care erau producătoare de beneficii materiale sau nepatrimoniale pentru inculpat. Adică ce făcea? Bă, tu știi cine sunt eu? Eu sunt primarul, da. Fii atent ce faci, Tașcă. Te duci tu și dai repede niște publicitate la ziarul cutare, televiziunea cutare, pe panourile cutare. Dar eu în înțelegere cu televiziunea, cu ziarul, cu alte chestii... Apăream eu pe publicitatea ta. Nu doar asta. Eu luam 80% din banii care îi dădeai tu. Da? Și apăream și... 20... Da, dar tu rămâneai cu 20%. Dați eu 80% în vremea. Deci l-a dus capul inclusiv la banii pentru publicitate. Se banii poate... pentru publicitate întotdeauna a fost răzmisă. Deci, iată, se pune întrebarea. Ce prejudiciu a făcut ăsta? Uite care este prejudiciu. A făcut 26 de infracțiuni de corupție timp de 6 ani de zile, perioadă în care a condus la un prejudiciu de 60 de milioane de euro. Din acest prejudiciu de 60 de milioane de euro, 30 de milioane este șpaga lui, da, iar instanța spune că trebuie să dea înapoi 15 milioane. Deci, după matematica mea, de la 60 de milioane la 15 milioane, este o distanță mare. Ce se întâmplă cu banii respectivi? Nu mai spune motivare. Păi nu mai spunem motivare, că nici eu n-am mai, știind că suntem limitați în timpul pe care... Nu, nu, dar probabil că nu mai spune, că în momentul în care s-au făcut niște calcule, ce? Vorba noastră, unde sunt ei la 15 milioane? Dacă... Eu l-aș pune să-i dea înapoi cu dobândă cu tot. Păi sigur, așa ar fi. Aici și de ce numai 15 dacă vorba el de a furat? Contribuțiile cetățenilor care aveau dreptul la corecta utilizarea bugetului comunității. Acum vă dați seama cum a funcționat selecția valorică inversă în această Românie pe care am declarat-o de atâta timp stat eșuat. Și acum stau să mă gândesc că nu este doar un stat eșuat. Ăsta e stat mafiot. Păi am scris și eu aici, mă întâlnesc cu asta, am scris că... Ăsta este un stat mafiot. Suntem în America Latină, numai nu ne dăm seama. Mai, dar de multă vreme suntem de în mult, America sigur, Latină. Nu? Asta nu e să... Apartenența asta nu se câștigă repede sau ușor sau așa de pe azi pe mâine. Asta trebuie ani de zile. Numai că la noi singura chestie e că cartelurile nu sunt de droguri, sunt politice. Adică aici e singura diferență. În rest suntem ca în Narcos. Nu, nu e nicio diferență. În biserică există aceste probleme. În politică există aceste probleme. În învățământ avem aceste probleme mari de tot. Deja stai să vezi. Arafat cu Tătaru îți trimiși la DNA pentru achiziții... Sute și sute de milioane de euro. Dom'le, sunt câteva milioane. Domnul de la Unifarm e și el trimis în judecat. În această emisiune de televiziune, la această masă, ți-am spus că statul care i-a obligat pe oameni să poarte mască, trebuia să le asigure măștile. Măștile au fost luate, trebuiau să primească persoanele care nu aveau bani necesari, 80 de măști gratuite. Nu le-au primit. Și nici nu erau bune, știți cum e? Pe de o parte bine că nu le-au primit, că nu erau bune. Da, dar banii s-au dus, erau buni. Banii... Sunt buni și acum. Banii s-au dus că s-au și întors. Știi câte? 280 de milioane de lei s-au dat pe aceste măști. Nici numai șpaga era 700 de mii de euro la uniform. Adică... Prin urmare, vă rog, ultimul cuvânt, ca să trecem și la... Este stat mafiot. Maroni. Este stat mafiot. Tot de un stat mafiot vorbim, doamnelor și domnilor, cu personaje tot de care am vorbit săptămâna trecută, pentru că săptămâna asta pare că un pic ne-am... Dar nu, n-a fost dorința mea, ci pentru că în această săptămână, cei pe care i-am numit baronii de Valea Jiului, s-au gândit să facă niște exerciții de comunicare
pe care le-aș numi mai degrabă propagandistice, într-un mod pur stalinist, ceva apropiat așa, anilor 50. Astfel că baronul de Insemex, domnul Găman, și-a trimis la înaintare niște băieți de la un laborator de acolo, despre care am aflat că ei sunt ceva ce nu s-a mai pomenit în lume. Există și au niște aparaturi, ce să vă povestesc? Science fiction, nu există așa ceva, nu vă imaginați, adică cei care se uită la Star Trek poate și la alte filme de genul ăsta pot să înțeleagă cam ce vorbesc cu oamenii acolo. Și atunci m-am și gândit, numai că și pe mine am să aminte, dar bun, dacă oamenii ăștia sunt așa de tari, cum zice domnul ăsta, șef de laborator, că sunt, care-i relevanța lor în comunitate? Care-i beneficiul pe care l-ar duc ei societății locale aici, comunității locale? Răspunsul e acesta, nu așa. Zero. Zero, zero, zero. Nimic. Un alt baron, domnul duce de râpă, după cum vine la denumit invitatul meu, celebru Cristi Roșu, iar ăsta a gândit și el să se dea în stambă și să ne explice că, deși România a exportat energie electrică, cât crezi că a produs complexul energetic Hunedoara? Zero. Din nou zero. Ba mai mult, ieri după amiază, minerii de la mina Vulcan au refuzat să intre în schimbul 3 pentru că nu și-au primit banii cuveniți, nu din ceea ce produc. Pentru că am aflat de la domnul Roșu, care văd că reușește singur să-și dea cu levierul în genunchi mai ceva, cum își dă PNL-ul cu el. Toate minele din Valea Jiului și poate să uită specialiști în minerit la această emisiune, produc 100 de tone de cărbune pe zi. 100 de tone! Adică eu cred că un butic de cartier, dacă se străduiește, vinde mai mult de 100 de tone de cărbune. Cum vedeți, domnule profesor, când ne întoarcem din nou la baronii aceștia care devin cumva... Acesta este articolul și acesta este domnul care se laudă. Și încă o chestiune. Ne explică acest domn, pe care n-am reținut cum îl cheamă, dar nici nu cred că e important, că expertizele durează ani de zile. Expertize computerizate, adică le e foarte greu să bage în computer niște variabile, niște lucruri și să facă un rezultat ani de zile. Așa. Și atunci ne trezim că o explozie care a avut loc anul acesta primește concluziile de la domnii de la Insemex, a căror prestație în comunitate este zero, peste 3 ani. Când între timp poate au mai murit zeci de oameni. Vă rog, domnule profesor, v-am inflamat un pic cu domnii baroni. Fii atent, înainte de a discuta lucrurile astea, eu spun o întrebare. Ia să vedem. Vedeți cum se întorc lucrurile aici? Îți aduce aminte câte explozii au avut loc la exploatările miniere din Valea Jiului în toate zecile de ani care au trecut? Multe! Multe. Spune-mi câți inculpați au fost găsiți? Câți vinovați? Au fost cei care au fost la mina Petrila în 2008. Câți au făcut pușcărie? Câți au plătit daune minerilor, familiilor care au murit? Cred că tot cei de la Petrila, rest nimeni. Vezi nimeni. Mi-aduc aminte de explozia de la mina Vulcan din 2001, când întâmplarea a făcut să fiu acolo, care a fost o tragedie, ceva inimaginabil. Mi-aduc aminte că am venit cu un ziarist german. Îți aduce aminte că... Numai o secundă. Am venit cu un ziarist german aici la morgă, la spital, și minerii morți erau puși pe jos acolo. Da. Și efectiv, e șocat. Omul, ziaristul acela a fost, cum să vă spun eu, cred că... Noi ne-ai venit să creadă că e posibil așa ceva în secolul 20. Vă rog. Chiar am vrut să spun ceva interesant, dar mai explozii. Cu imaginea asta a minerilor care erau întinși pe jos ca niște carcase, nu? Da, ca la abatorul. Lipsă de considerație. Lipsă de umanitate, așa cum s-a dovedit și acum când se băgau bolnavii de COVID fără să fie îmbrăcați. La una dintre explozii, parcă la Petrila, doi dintre conducătorii mineritului din Valea Jiului la vremea respectivă, domnul Drăgoescu și cu domnul Surulescu, o echipă de vis. Domnul Drăgoescu era șef SSM și domnul... Securitate minieră. Domnul Surulescu era director general? Da. Ce făceau ei atunci? Campania electorală. Campania electorală făceați, domnilor. Știți ce făceau ăia care erau șefi? După ce au văzut ce s-a întâmplat chestia asta? Nimic. Pentru că ar fi trebuit să le spună, băi băieți, dacă s-a suprapus campanie electorală cu explozia, voi totuși dintr-un bun simț minimal ar trebui să vă dați demisiile din posturile astea.
Ei nici nu s-au întors, dar simt că au spus, domnule, noi suntem în concediu, parcă mi-aduc aminte că... Da, ceva de genul ăsta. Mi-aduc aminte că a venit președintele Băsescu și cineva, chiar un coleg pe care îl cunoaștem amândoi, l-a întrebat, domnule președinte, știți că șefii erau în campanie electorală? Și Băsescu a dat un răspuns, mai mi-aduc aminte, dar nu ceva... În fine, revenind la performanțele mineritului din Valea Jiului, 100 de tone de cărbune pe zi... Sub oblăduirea ducelui de râpă. Vărsare cu ghilimele de rigoare sau livrare, să-i spunem, în sistemul național 0 kW. Păi, vreți să vă spun ceva? Deci domnul Roșu aici făcea campanie, bătea pe la ușă. Când aud că în minele din Valea Jiului nu mai există cărbune. Așa. Eu cred că cărbune ar exista, dar nu pregătește nimeni locul, știți? Trebuie să explic. Ei mai au acum, am înțeles că vreo 900.000 de persoane ia să se disponibilizează. Deci mai rămân cu vreo 2.000 de angajați. În anii 90 se spunea despre Petroșani că este orașul care are peste 300 de baruri. Dacă ar fi să compar cele 300 de baruri cu vreo medie de 3-4 angajați pe bar, pentru că, înțelegi, unul era la bar, unul se ducea la barurile astea. Păi ne dădeau 1200 de persoane, 4 angajați ca medie, 1200 de angajați numai la buticurile astea. Ei mai au 2000 de angajați. Deci, practic, această activitate este redusă la nivel de butică reală. Păi butică reală și e cu domnul Roșu, butică cu domnul reală. Duce de râpă, cum vrei să fie? Butică reală este și pentru faptul că ei sunt plini de datorii, sunt în insolvență, sunt cu pisul... Sunt în pragul falimentului. Butică reală este că îi plătește AJFM-ul. Butică reală, până la urmă, este că nu este luată în serios această activitate, în sensul că ori punem pe cineva să o rentabilizeze, ori o evilnăm. Păi dar nu putem, că domnul Ducele de râpă e cu carne de partid. Domnule, asta încă o dată îmi spune ce stat e ăsta. Alegeți dumneavoastră, este eșuat sau mafiot? Domnule, eu cred că a doua variantă e mai... Pentru că domnul Roșu n-a fost pus acolo să rentabilizeze. Dumneavoastră credeți, poate. Prin urmare. Domnul Roșu a fost pus să ia bani și pe față și pe dos și să-și angajeze prieteni. Domnule Tașc, încă o idee. Vă rog. Vă aduceți dumneavoastră cumva aminte, că eu nu mi-aduc aminte. Oare Compania Națională CNH-ul a fost numită vreodată sau mineritul în România a fost declarat vreodată activitate de interes strategic? Sincer, nu știu asta. Nu. Insemex-ul, de unde se desprinde că este doar o mlădiță, o tulpină de pe arborele gros care numește mineritul, a fost declarat de instituție de interes strategic. De ce l-au făcut și cu mineritul chestia asta? Domnii de la sindicate, v-ați bătut, ați făcut mineria, de le-ați făcut degeaba. Trebuia să vă luptați prin avocați, pentru că bănuiesc că ați avut o garnitură de avocați ieșită din comun de bine plătită. Păi plătită, dar nu înseamnă că erau și buni. Domne, deci aici se aduc aminte. Oamenii ăștia trebuie să întrebați. Totuși, dacă s-ar scrie o istorie reală a economiei, a societății Văijului, nu vrăjel din ăștia cu câți chiloți și câți bocanci au avut minerii în 1920, m-ați înțeles? Dacă s-ar scrie o istorie de genul acesta, reală, cred că ne-am îngrozi. Și de ce? Pentru că așa se explică succesul, imensul succes al Insemex-ului când ești declarat companie națională de interes strategic. Și desfilezi singur? Ți se duc contractele, ți se lasă pe preș la ușă și pentru amărâții ăștia de aici i-au desfințat, i-au decimat, nu le-au asigurat desfacerea cărbunei, da? Pe piață. Păi tot, dar vedeți că nici n-au ce să mai desfacă. Păi nu, domne. Că teamă centrala Paroșeni stă oprită pentru că n-are ce să aibă. Asta trebuia făcută din anii 90. Dovadă că nici Adrian Năstase n-a fost foarte impresionat. Că Adrian Năstase a declarat Insemex-ul. Da. Am discutat aici la emisiune. El. Și atunci. Dar cum vi se pare acest demers în care baronul de Insemex își trimite ciracii să explice public cum fac ei lucruri extraordinare? Ascultați-mă. Într-un anumit fel, în contextul în care... Într-un anumit fel, eu mă bucur și îmi pare, cum să vă spun eu, bine că se face această încercare de a se sparge gheața, de a se arăta. Eu chiar am solicitat... E un demers prost, adică. Nu, eu am solicitat să ne arate laboratoarele, să ne cunoaștem și noi pe oamenii aia. Deci, în anumit fel, deci eu chiar mă bucur și eu zic că este un lucru bun. Dar aș vrea mai multă publicitate, ca să știm într-adevăr pe oamenii ăștia minunați, care lucrează și produc milioane de euro, să știm cu nume și prenume, pentru că altfel numai domnul Găman primește premii. Păi aia, da, exact, și asta e un punct de vedere, da? N-am auzit domnul de la laborator să primească ceva, probabil că primește salariu. Acest domn, care am înțeles că este unul dintre cei 5 oameni la nivel mondial care este preocupat de așa ceva și care... Domnul, eu spun ce scrie la ziar. Acum eu vă știu, eu am mai citit multe minciuni și la ziar, să știți. Scrii și tu. Nu, eu nu scriu, dar am citit. Deci da. Dacă ești în primii 5 la nivel mondial, erai de mult în America. Și dracu.
Păi de ce să pleci în America? De ce să pleci în America, că poți să te ia la Petroșani? Și faci, păi da, faci performanță. Știi ce îmi spui tu mie acum? Mi-aduce aminte de o chestie, mă las să spun, ca o glumă. Un multimilionar, multimiliardar, care are o corporație fantastică, merge în niște insule din astea exotice, prin Pacific. Și se uită, rămâne uimit, ce frumos, îi vede pescarii care se duc, se întorc cu bărcile lor, bagă plasa, scot pește, nu știu ce, niște colibe din asta, din stuf, foc, seara, extraordinar. Și el ia și spune, domnule, vreau să vorbesc ceva cu voi, ce? Păi, vă dați seama, dacă ați, în loc de aceste embarcațiuni mici, ați face un împrumut, când, după cum văd eu că prindeți pește, îl achitați repede, vă luați niște bărci din astea mai mari, vă duceți până în larg, prindeți pește mult, faceți pe mal o fabrică de conserve de pește, pește care este bio, nu așa, prin apele chinezești, după aia le vindeți, vă dați seama, voi o să aveți la bani, nu o să mai știți ce să faceți cu ei. Și după aia, întreabă ăștia, și după aia o să vă faceți așa, niște colibe cu stup, niște, și o să spune, băi, ești nebun la cam, noi deja avem chestia asta. Cu fără să facem fabrică de conserve. Acum eu, ce să vă zic, mi-e greu să cred ce spun oamenii ăștia. Iertați-mă, nu că mi-e greu să cred, mi-e aproape imposibil. Adică eu nu contest că oamenii nu sunt de calitate. Nu pot să contest asta. Sunt convins că sunt în ISMX sunt și niște oameni extraordinari. Însă când în fruntea ISMX se află baronul de ISMX, iertați-mă, dar nu cred, nu cred o clipă că ce spun și că o expertiză computerizată durea de ani de zile. Haideți să vezi, ce dracu. Am mai văzut și noi computere. Fac o glumă, dar nu te supăr. Nu mă supăr. Sper convins că undeva la tine în fundal rulează melodia aia, unde-s pistoalele, unde-s fundalele. Nu, nu, că ai ascult alte melodii. Deci, e un demers bun. Da, dar mai multă sinceritate, cred că ar prinde mai bine așa. Cu 5, parcă așa, poate 7, nu știu. Da, da, hai să da, și că avem noi cea mai mare zi, de nu există în lume aparatură, haideți că deja mă apucă, nu râsul, criza de râs. 4 minute mai avem, domnule profesor, și doamnelor și domnilor, săptămâna trecută, în weekend, am trăit împreună cu invitatul meu un paradox, primul al vieții noastre. Domnii de la YouTube ne-au scos emisiunea de pe YouTube, pentru că noi, după cum știți, probabil, am discutat la finalul emisiunii despre războiul palestiniano-israelian, care între timp înțeleg că acolo s-a produs o încetare a focului, s-a semnat un acord în acest sens, astfel că lucrurile sperăm să revină la normal. Am trăit acest paradox și am rămas cu toții surprins. Sigur că le-am scris un mail domnilor de la YouTube și după câteva ore ne-au dat drumul, dar am rămas așa cu impresia, pentru că înțeleg că domnii au un robot care când aude cuvinte, nu știu cum să le spun, sensibile, delicate, da, periculoase. Nume de organizații și mai departe, consideră că nu e bine să apară. Dar am rezolvat-o așa că, dar rămâne pentru noi un demers pe care l-am trăit. Asta este un bun exemplu pe care eu, cel puțin, dacă atunci când o să scriu o carte de metodologie cu am în lucru, am să-l introduc. Acest exemplu. Vedeți cum o să ajungeți, da, celebru pe este vorba despre analiza de conținut, așa se numește în sociologie, care este de tip cantitativ sau calitativ. Cantitativ este când număr de câte ori apare un cuvânt într-un text și apare cuvântul război, 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 război și eu spun, domne, în acest text a apărut de 30 de ori cuvântul război. Prin urmare, ăsta este un text belicos, adică război. Da, 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 nu scrie numai de război. Da. Dar dacă ai citit cu adevărat textul, ai vedea. Războiul este plin de atrocități. Trebuie să facem totul pentru a elimina războiul. Niciodată nu mai este necesar să ajungă la un război între părțile, nu știu, nu știu cum. Adică, analiza calitativă, înțelegerea textului, îmi arată că, de fapt, tot textul și tot mesajul este unul pacifist. Robotul, nu știu cine este sau nu este, ar trebui să lege între ele cuvintele și să vadă pe analiză sintactică dacă mesajul este pro sau contra. Ori eu ați văzut clar că am explicat acolo că dacă am fi trimis un mesaj de tip SOS, salvați sufletele noastre și l-am fi pus pe YouTube, că atunci am fi avut acces acolo, ăștia li l-ar fi șters doar pentru că noi am fi dat cu nume și prenume organizația respectivă și coordonatele geografice. Și am fi murit pe mâna ăstora. Ceea ce m-a făcut să definesc sau să lansez ideea că, virgulă, cretinismul este transfrontalier. Da, din păcate, eu o notăm și pe asta în memoriile și în cărțile pe care le va scrie domnul profesor și evident că poate mai să mai scriu și eu. Mai mult să îmi scriu memoria, cel puțin 70-80 de ani. Da, mai durează până scrieți? Vreau să trăiesc mult, domnule. A, domnule, asta știți cum e, eu zic să începeți din vreme, ca să nu uitați pe parcurs. Asta, incidentul ăsta cu YouTube-ul nu e chiar de aici, de acolo. Și ce memoria am. Da, de elefant? Nu, chiar un elefant mai mic.
Da. Deci, doamnelor și domnilor, cam acestea au fost subiectele pe care le-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Sper că am reușit să vă ținem în fața micului ecran. Și ce să zic, așteptăm de la dumneavoastră propuneri de baroni, pentru că acum i-am preluat pe aceștia care devin deja cam obosiți, deși văd că nu se lasă, dar cu siguranță de săptămâna viitoare vom veni și cu alții și cu subiecte din ce în ce mai interesante pentru dumneavoastră. Domnule profesor, mulțumesc pentru prezență. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc și ne vedem din nou vinerea viitoare de la ora 18. La revedere!